Ana Ardeleanu, o avem aici, aplaudați-o, frumoasă și neschimbată, și să vedem cine și ce este. S-a născut în satul Vulcan, în apropierea orașului Abrud, județul Alba. Nu o să vă necăjiți, dar eu citesc pentru că sunt informații pe care clar nu o să le țin minte. Nu am o minte atât de bună ca a doamnei. A terminat liceul teoretic Lucian Blaga și totuși scrie literatură. Interesant. Din orașul Sebeș, urmând apoi cursurile Institutului Pedagogic din orașul Blaj, județul Alba. La vârsta de 17 ani, debutează cu poezie în ziarul județean Unirea, din Alba Iulia. Tot atunci primește, ce credeți, pseudonimul Ana Ardeleanu, pe care încă îl poartă și s-au strecurat așa 53 de ani. Ura! Mulți înainte! Primul mare poet care vede strălucirea în această doamnă talentată este Geo Dumitrescu, acesta publicându-i mai multe poeme în revista România Literară, în cadrul rubricii Poșta Redacției. Frumoasă scrisoare, nu? O astfel de poezie. Începând cu anul 1972, scriitorul Constantin Țoiu îi publică poezii în mai multe numere ale prestigioasei reviste Luceafărul, mai apoi în Almanahul Literar. A mai fost publicată în revista Luceafărul de către scriitorii Ion Gheorghe și Marius Tupan. Tot în revista Luceafărul au scris cronici de întâmpinare despre poezia doamnei scriitori consacrați, precum Ion Roșioru, Maria Irod, Radu Voinescu, Horia Gârbea. A publicat poeme și s-au scris cronici despre cărțile sale în importante reviste ale Uniunii Scriitorilor, dintre care amintim doar o parte. Convorbiri literare, Tribuna, Discobolul, Familia, Tomis, Exponto, Neuma, Poezia, Banchetul, Caiete, Silvane, grămadă, multe. Debutează în volumul în anul 1998, în editura Exponto, avându-l ca lector de carte pe cunoscutul poet Nicolae Motoc, redactorul șef al revistei Tomis. Pentru volumul de poeme Noris primește premiul de debut al Uniunii Scriitorilor, filiala Dobrogea, unde altundeva. Are publicate până în prezent câte, doamnă? 19 cărți de poezie, deci este trecută de 18 ani, da? E matură. De asemenea, 4 cărți, aici suntem mai mititele, 4 cărți de poezie, dar clar, e mai mică pentru că sunt cărți de poezie pentru copii. În anul 2021 i s-a conferit o mențiune specială pentru întreaga creație poetică din partea Uniunii Scriitorilor, filiala Alba Hunedoara. Are în pregătire o carte de povești pentru copii, Micherin. O așteptăm. Și un roman, nu așa, Noaptea Vărarilor. Este membru a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara. Cărțile sale sunt cunoscute și recunoscute și apreciate atât în țară, adică de dumneavoastră, da? Da, da, n-aud că-i da. Mulțumesc! Cât și din străinătate, fiind publicată în numeroase reviste de profil și cuprinsă în antologii literare. Poezia sa este apreciată de numeroase personalități ale lumii literare actuale, dintre care amintim din nou pe Adrian Alui Gheorghe, Dumitru Mureșan, Nicolae Rotun, Constantin Țoiu, Nicolae Dan Fruntelată, a mea e mai puțin lată de aia, Artur Porumboiu, Augustin Doman, Iulian Cătălui, Iulian Chivu, Titus Vâjeu, Ion Andreiță, Diana, Dobrița Bâlea, Alexandru Sfârlea, Raluca Faraon, Otilia Ardeleanu. Iar astăzi ne aflăm aici pentru că doamna lansează din nou o carte frumoasă, dacă îmi permiteți.
Jocul cuvintelor fără lacăte. Uneori cuvintele ar cam trebui să aibă lacăte. Aceasta este cartea, o aveți acolo. Oricând doriți, o puteți răsfoi în timp ce ascultați, dar nu pe mine, că nu mă pricep. Cea care va comenta cărticica este doamna Corina Mihalache, profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic Alatis și, evident, membru al Uniunii Scriitorilor. Vă rog frumos, doamnă! Aveți cuvântul! Mulțumesc frumos, Cristina, să facem o corectură. Nu sunt membru al Uniunii Scriitorilor. În schimb, cele două doamne aici de față sunt și doamna Ana Ardeleanu și doamna Otilia Ardeleanu. Dar eu prevăd în viitor. Da, mulțumesc! Bun. Suntem astăzi aici într-o zi de sărbătoare. Astăzi sunt Sfinții Petru și Pavel. Prin urmare, aș vrea întâi să adresez un la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume, dar nu în ultimul rând aș vrea să ne gândim și la cei care au purtat acest nume și care au părăsit această lume. În altă ordine de idei, trebuie să fac un anunț nu tocmai plăcut. Din nefericire, domnul Horia Gârbea nu ne va putea onora astăzi cu prezența, pentru că astăzi dânsul își a rămas bun pentru ultima dată de la mama domniei sale. Este un moment neplăcut, nefericit. S-a mai dus încă o mamă de pe acest pământ. Revenind la ale noastre, sunt deosebit de onorată să prezint astăzi ultimul volum de poezii al prietenei mele, Ana Ardeleanu, o poetă de excepție, pe care am numit-o cu alte ocazii poeta a încumetărilor lirice, pornind de la volumul său Granițele încumetării, poeta a iureșului de idei, de fapt o voce unică, o voce inconfundabilă în peisajul poetic contemporan. Parcurgând volumul, observăm că, într-adevăr, cuvintele parcă se descătușează, nu poartă lacăte, și se așează în mod firesc și nedisimulat în metafore inedite, revelând astfel mari nelinii spirituale și dobândind valențe și semnificații noi. Poezia Anei Ardeleanu este o poezie destinată celor aleși. Este o poezie a esențelor pure, o poezie a spiritului, în care atât autorul cât și cititorul par să se convertească în ipostaza gânditorului, acelui care meditează asupra gravelor probleme existențiale. Lirismul este astfel unul interiorizat, unul reflexiv, dar se află în același timp sub semnul armoniei și eufoniei lingvistice. Urmărește ritmul sinuos, interiorizat al ideilor, exprimate poetic și urmărind o gamă diversă de stări, de sentimente, de emoții, de senzații. Cu volumul de față, Ana Ardeleanu dovedește o extraordinară capacitate de a înțelege jocul cuvintelor, cu lacăte sau fără, căutându-le cu luciditate sensurile subtile și mai ales revenind constant la nevoia de fixare a propriilor sentimente și stări. O lirică a cunoașterii și autocunoașterii raportată la toate celelalte teme universale ale literaturii. Ceea ce surprinde în acest volum este faptul că autoarea pare să risipească cu generozitate tușe groase de culoare, metafore inedite, simboluri, alegorii, mituri desacralizate, dezvăluie stări contradictorii. Uneori un sine în deplină concordanță cu universul, alteori însă apare o ruptură cosmică ce duce la dorința de supraviețuire prin cuvinte. De aceea, cuvintele se descătușează, iar poemele Anei Ardeleanu devin grafică în cuvinte, picturi
impresioniste, cubiste, din care se preling sensurile imaginilor artistice, imagini șocante, neașteptate, în care lumea obiectuală, concretul, se camuflează în abstract, iar sacrul în profan, după cum ar spune Mircea Eliade. Abstractizarea concretului și concretizarea abstractului, aflate în relație bivalentă, alternanța lumii concrete, inteligibile, cu lumea sensibilă, duc astfel la crearea unui univers poetic original, în care stări sufletești, atitudini, ca în răbdarea, de exemplu, au o academie. Poetul își îmbracă aripa nonconformistă, ghidându zborul pe conturul unei ore, prea permisivă cu poemele ce aspiră la glorie. Am citat din primul poem al volumului Academia Răbdării. Pe principiul existenței contrariilor se bazează acel echilibru al totului, al vieții, exprimate metaforic prin sintagma Marele Vals. Niciun ac fără pânza Penelopei, să fim înțeleși. Nu există doi fără unu, nici viață fără de moarte. Țesătura umană este însă diferită, deși fiecăruia, viața fiecăruia se raportează la aceleași principii. Așa cum întâlnim, de exemplu, în poezia Camuflaj. Voi cita de asemenea din poezia Locul de bifurcație, din care aflăm că în existența fiecăruia dintre noi există un loc anume, aflat între creier și inimă, între rațiune și sentiment, care permite omului alegerile, discernerea între a gândi și a simți. Uneori ne mai rătăcim în acest loc, încercând să corectăm ba lucrările inimii, ba pe acelea ale creierului. Nu cu pixul roșu, ci cu firul de sânge al unui poem tragic care nu folosește armele de luptă, doar umbra lor proiectată pe nisipul fierbinte. Eroina lirică a poemelor Anei Ardeleanu se situează constant într-o tensiune existențială unică, între Eros și Thanatos, în care inima își întinde aripile ca o copertină pe sub care, ne spune poeta, treci târâș cu sângele fierbinte ca în vreme de război. Totuși, în fața iubirii, orice moarte ar trebui să facă 10 flotări pentru a-și întări caracterul. Aflăm din poemul Febra Dragostei. Materialul pe care l-am pregătit, prezentarea amplă a cărții Anei Ardeleanu, este destul de stufos. Vă rog să-mi permiteți să mai aleg câteva idei din acest material. Iată câteva poeme interesante, Felul amar și Gradul de rudenie cu timpul. Grad de rudenie, care ne spune poeta, trebuie respectat. Poeta se angajează astfel curajos în lupta cu ostilitatea timpului, o luptă care, ne spune ea, nu se mai poartă la baionetă. Așteptând clipa când lutul trupului țipă, dar când bobul de grâu are chipul Maicii Domnului pe el. De aceea, deși adevărul are înțelesul întors pe dos, ar trebui ca moartea să fie mai bine păzită. Căci puternicele sentimente umane extrag orice rădăcină a răului, odihnindu-se liniștit în poem. Poemele Anei Ardeleanu sunt, în definitiv, un elogiu adus iubirii, poeta refuzând constant urâtul, răul, ura. Niciodată, ne spune ea, nu mi-am însușit gramatica urii. Întotdeauna m-am îmbrăcat în roșu pentru a putea vorbi despre iubire în toate ipostazele sale, cu spin, dar și cu experiențe din piele de căprioară. Deseori observăm că poemele Anei Ardeleanu se construiesc sub forma unui dialog permanent cu semenii, alteori poeta pare să se dedubleze într-un dramatic tu cu care încheagă un dialog, însă trăsătura fundamentală a poemelor sale o constituie caracterul confesiv.
viziunea originală asupra coordonatelor existenței și ale cunoașterii, fiind una esențializată și intelectualizată. Ana Ardeleanu confirmă, prin numeroasele cărți publicate, talentul creator al unui poet de excepție. Lucru care o recomandă și o încadrează în vasta galerie a poeților români contemporani. Voi încheia cu câteva versuri dintr-unul dintre poemele din acest volum, un poem foarte drag sufletului meu, poemul din mintea mea. Am ochii roșii, câțiva maci au crescut pe câmpul lor, făcând ședința de lucru cu un prezidiu format numai din margarete. Dacă bați în ușa frunții, îți va deschide o poezie, poate mai multe. Cine știe cum se împart bunătățile? Poți găsi tot ce îți dorești, mai ales regretul de a nu avea timp pentru tine, fiind ocupat cu developarea filmului ce prezintă, cu prea multe efecte speciale, poemul ce urmează. Felicitări, Ana Ardeleanu! Îți mulțumim pentru acest volum și, cu siguranță, le așteptăm cu mare nerăbdare pe următoarele. Și pentru că întotdeauna atunci când avem un poet sensibil, cel mai bine vedem atunci când ascultăm poezia scrisă de acesta, avem invitate trei eleve, Andreea Dumbravă, Maria Țoropoc și Aida Bolan, care vor veni pe rând și vor recita din poeziile doamnei Ana Ardeleanu, pentru că, haideți fetelor, ce să vedeți în lumea asta de fugă în care trăim, în care totul este un tăvălug, mai sunt oameni așa sensibili care se așează și au timp pentru cuvinte potrivite, cum zice arghezii. Noi ăștia alții facem tăvăluc din cuvinte, nu-i așa? Haideți, fetelor, să le aplaudăm, să le dăm curaj, cu siguranță au emoții. Vă dau microfonul și vă descurcați de aici, da? Bună seara! Suntem onorate să participăm la o astfel, și să avem o astfel de experiență. Astăzi vă vom citi fiecare câte două poezii ale doamnei Ana Ardeleanu. Voi începe cu Vinovatul din umbră. Niciodată nu mi-am însușit gramatica urii. Întotdeauna m-am îmbrăcat în roșu pentru a putea vorbi despre iubire. Am acceptat spinii săi, experiențele din piele de căprioară. Mersul lor în fața lupului vinovat nu-l urăsc, nici nu-l condamn pentru ucidere din culpă. Textele scrise pe note grave alcătuiesc repertoriul altei dureri. Care o fi aceea? Poate cea din centrul cerului, acolo unde privesc fix, fără a înțelege ceva din grimasa trimisă. Un feedback sub formă de ploaie cu tunete. Nu, nu vreau să urăsc. Lângă mine e sudul, ce lovește cu piciorul unei temperaturi maxime în tibia nordului ca într-o minge din piele de focă. Dar cine-i cel care observă incidentul? Iepure polar nu e, nici pinguin. E o biată marmotă. Ea pare a fi vinovatul din umbră. Mulțumesc. Cea de-a doua poezie se numește Am tot ce alții nu au. Câteva pahare cu lacrimi în plus stau familiar la aceeași masă cu mine. Unele fapte nu mă cunosc prea bine. N-am băut niciodată un ceai împreună. Dar nici cu inși situați pe o poziție adversă. Adică împotriva păcatului de a fi exact ce nu voiau. Nu își căutau binele în altă parte,
noptau în lăuntrul unor insomnii, legați la ochi, așa cum e verdele în zori, simțindu-se stingheri cu nodul de la cravată, sub mărul lui Adam, fără ambiția de a se înălța în gâtul fericirii pentru a demonstra un adevăr deja știut. Îmi cer scuze pentru că am adăugat un day, un fare în sfârșitul. Prima poezie pe care o am se numește Pastila zâmbitoare. În fiecare dimineață mă trezesc cu o pastilă zâmbitoare sub limbă, contra norilor grei. Acum, inima îmi dă de știre că nu mai sunt pastile la liber. Iar rețeta care va fi eliberată include și o rochie de bal, muzicanții din Bremen, înalta societate a florilor. Doar nufărul lipsește. Rochia pe care trebuie să o îmbrac e de verde. Situație în care nicio iarnă nu m-ar invita la bal. Așa, cu fiorul verii în piept. Efectul fericirii e ca o definiție. Prea puțin și-o însușesc. Și mai puțin rezolvă cazul. Doar unul împinge cu degetul spre marginea vieții. Paharul cu apa vie, care ar fi putut însoți pastila zâmbitoare. Cea de-a doua poezie pe care o voi interpreta se numește Dorință. Aș vrea să scriu o poezie vie, cu ajutorul cuvintelor dispuse, să facă un pelerinaj estetic în jurul axei sale, cuvântul aflat în față să țină crucea, depânând pe degete firul sărbătorii pentru a-i lega capetele. Dumnezeu ne ia pușca de pe umăr pentru a opri vânătoarea de himere, ce urmăresc parfumul pulverizat noaptea, sub urechile stelelor. Pământenii nu-i percep esența, doar suprapețul cuvintelor, care le conțin stelelor aurul. Una dintre poeziile pe care le voi interpreta se numește Te întorci la tine. Ca un fiu rătăcitor, vei ajunge în locul unde se coc fragii, se face mai repede vineri și se pregătește weekendul pentru a prinde peștișorul de aur care îți va îndeplini toate dorințele. Te întorci la tine, ca într-un club de noapte, fără nastru la haină, fără flori de nu mă uita în ochi, doar cu timpul aruncat peste umeri, precum o pelerină peluciul căruia se preling, ca niște picături de ploaie, notele unei muzici de jazz. A doua se numește Armonie. Care-i pagina cea mai importantă din viața ta? Cea pe care ai conturat calul alb cu linii invizibile. Nimeni nu s-a gândit să deseneze și o cravașă, doar o picătură de sudoare pe frunte, sub formă de stea, apărut acolo unde noaptea nu reușește să-și acopere și picioarele cu cearceaful plin de cercuri concentrice. Zorile promit mult mai mult decât îți este îngăduit să speri, să pui în geamantan și să pleci din propria casă spre locul unde se luminează cel mai repede. Iar pagina nescrisă se află în armonie perfectă cu miraculosul cal alb. Mulțumim frumos! Se pare că tineretul nostru chiar se descurcă bine și sperăm că a adus bucurie doamnei Ana Ardelea, nu? Și interpretarea a fost așa cum inima dumnei ar fi dorit. Mulțumim, fetelor! Noi continuăm programul și pentru că ne stă bine atunci când ne bucurăm, nimic nu este mai plăcut sufletului decât cu cântec. Și vocea care mie mi-e dragă tare, evident, este doamna Corina Mihalache, care va cânta pentru dumneavoastră și pentru noi în onoarea doamnelor noastre scriitoare.
Voi interpreta pentru dumneavoastră un cântec pe versurile poetului Adrian Păunescu, Povara ceasurilor. Muzica îmi aparține. E cu eco? Oh, oh. Nu? Așa se aude. Nu știu. Cum credeți că se aude mai bine? Vrea! Oh, oh. Ok. To me. Uite ceasul meu de mână, ca o bardă de călău, bate-n osul stângii mele, murmurând numele tău. Nu mai bate, nu mai bate, parcă-aș vrea să-i spun și tac, ceasul primăriei. Grohăie un alt dictat, e prea mult trecut pe lume, fie ce secundă-i grea, dau întreaga mea avere în ceas care să stea. Ceasurile lumii care fabrică trecut, fabrică trecut într-una, fabrică numai ce-a fost. Ritmul ceasului mă doare, un mare preț de care să stea. E prea mult trecut pe lume, fie ce secundă-i grea, dau întreaga mea avere pe-un ceas care să stea. Se așează doamna, mi-aduc aminte când am auzit-o prima dată pe doamna Corina cântând, era doamna director. Știți, și doamnele director erau fioroase așa ele, de fel, sunt fioroși directorii când te uiți director, numai când spui ai așa o tendință. Ai, și când am auzit cum cântă, ce ai? Nu, zic, cred că nu se poate. Lucru dovedit că astăzi nu este doamna director, este doamna profesor. Da, dar nu, că nu e o panică. Și ce bine e, așa zic și eu. Adevărul este că am realizat împreună niște serbări. De fapt, una, dar bună. A fost cea mai frumoasă serbare din Calatis pe care am realizat-o și n-aș fi putut dacă nu era doamna Corina director, asta clar. Trecem peste momentul de povestire, să revenim. Avem încă o doamnă valoroasă și o rog frumos să se ridice pentru aplauze pe doamna Otilia Ardeleanu. Cu siguranță mulți vă cunosc,
dar de asemenea și mulți sunt care nu vă cunosc și atunci se cade, se cuvine neapărat să vă facem o introducere frumoasă. Haideți să aflați despre doamna. Este născută într-o zi frumoasă de 15 aprilie. Clar era frumoasă, pentru că o zi frumoasă naște un om frumos. În comuna Mârșani, județul Dolj, fică de învățători, absolventa Institutului Politehnic Traian Vuia Timișoara, secțiunea automatizări și calculatoare, mie îmi dă cu virgulă. Doamna a terminat liceu teoretic. Aici avem calculatoare și scriu literatură. Gata, mă duc la calculatoare și îmi reiau viața de liceu. Bun, iubitoare de literatură din clasele primare, publică pentru început în revista orașului Năvodar, Civiscord, primele poezii, proze și interviuri. Dar debutează în anul 2009 cu volumul de poezii Culorile sufletului meu, în editura Metafora Constanța. Urmează o perioadă de formare prin lectură și scris, prin colaborare la unele reviste online, unde organizează propriile site-uri și reviste, cel mai cunoscut fiind literaturitate.ro. Vă rog frumos să notați și să intrați. Unde a organizat o serie de concursuri literare cu premii în care a implicat atât resurse poetice, cât și financiare, eu aș adăuga și sufletești. După 7 ani de la debut, în urma câștigării unui concurs de manuscrise, începe o perioadă prolifică de creație poetică, autoarea conștientizându-și în sfârșit drumul, clar, literatura. Primește la concursul internațional Titel Constantinescu un premiu important, ceea ce va duce la apariția unui nou volum. Este încurajată să continue, să scrie. Evident, întotdeauna în spate se află un cineva special care îi dă așa un avânt, o mână împingătoare cu drag și spune: mergi, că merită, ai talent. Și aici este același lucru. Cel care o încurajează este prozatorul Ovidiu Dunăreanu, director al editurii constanțene Exponto. Iar în anul 2019, iată confirmarea. Talentul este acum confirmat pentru că este dată de primirea sa, este confirmată de devenirea dumneaei ca membru a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea. Anul 2020, știm cu toții, cam pandemic, dânsul cam bolnăvior, ne-a trimis la izolare, dar pe unii îi ajută să creeze și nu o împiedică nici pe doamna să lucreze și iată, este sub tipar 2 volume de cronică literară, Reflecții poetice 1 și 2, la aceeași prestigioasă editură Exponto. Însă cel mai prolific an este 2021, când editează 2 volume bilingve, român-catalan, în traducerea lui Per Beso și român-francez, în traducere proprie. Apar de asemenea alte 2 volume de poezie, la 2 dintre cele mai cunoscute edituri românești. Și se numesc cărțile acestea Cântac și tu mă asculți, editura Juninea, Iași, volum pentru care primește de altfel în anul 2021 Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea. Și a doua carte, Doze de plăcere, editura Neuma, Cluj. Este publicată într-o serie de reviste din țară și de peste hotare, precum Exponto, Preseculum, Banchetul, Plum, Discobolul, Vatra, Actualitatea literară, Caiete Silvane, Neuma, Urmuz, Algoritm literar și multe altele. Distinsă cu premii naționale și internaționale, obține 2 importante premii internaționale la concursuri literare organizate în Italia. Foarte bine! Este publicată în antologii și volume colective, iar poeziile sale sunt traduse în limba franceză. Oh, la la! Engleză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană, asta cu catalana mie îmi place tare mult, germană, sârbă, maghiară.
Poeziile sale au fost primite favorabil, cum altfel, trecute prin filtrul critic, urât asta, al unor personalități contemporane, dar ce să vedeți, au trecut cu brio, era normal. Dintre care acești domni care au supervizat opera sunt Angelo Mitchievici, Ovidiu Dunăreanu, Liviu Ioan Stoiciu, Felix Nicolau, Adriana lui Gheorghe, Ioan Florin Stanciu, Ion Roșioru, Daniela Varvara, Diana Dobrița Bâlea, Ana Ardeleanu. Ați dat pro? Doamnă, așa, îndrăznea altceva? Anastasia Dumitru, Silviu Guga, Menuț Maximinian, Daniel Marian și mulți alții. Am terminat. Dar, eu da, că atât pot. Dar doamna Ana Ardeleanu vine să prezinte cartea doamnei. Îmi permit mai întâi să o iau, să vă arăt și dumneavoastră. E foarte frumoasă, e cu inimioară și are și o pastiluță de iubire. E clar că e ceva dulce și frumos. Doze de plăcere. Otilia Ardeleanu, dacă vă gândiți că este vreo asociere pentru că Ardeleanu, nu, să știți, doamna chiar este Ardeleanu, căsătorită cu un domn Ardeleanu, zic. Iar doamna Ardeleanu o să vină să-i comenteze cărticica. Vă rog, doamnă, vă dau cuvântul. Da, Ardeleanu pe Ardeleanu. Ia să vedem noi ce face una pentru alta. De bine. Poftiți și cartea? Da. Că aveți niște semne acolo. Cred că m-ați văzut tot bând aici așa un elixir care să mă facă să pot vorbi mai bine. Eu am așa o problemă la gât, un fel de gâtelniță, nu știu că pe unde am fost nu mi-a dat de cap de rost. Pe Otilia Ardeleanu am cunoscut-o întâi de pe Facebook și am remarcat-o. Mi s-a părut o poezie interesantă, foarte apropiată de ceea ce scriu și eu. Și m-a atras și de anul trecut ne-am și împrietenit, am invitat-o la lansarea cărții mele anul trecut și ne-am văzut pentru prima dată. Multă lume crede că suntem rude, dar nu suntem. Ea este olteancă și este ardeleană după soț și noi ne zicem de acum, dacă toți suntem ardeleni, ce suntem? Suntem veri, nu? Așa. Și am să spun câteva cuvinte. Am scris o recenzie pe care am publicat-o în revista Numa, dar am extras de acolo așa o bucățică, pentru că am zis să nu plictisim foarte rău auditoriu. Ce doze de plăcere, Otilia Ardeleanu, editura numai 2021. Poeta Otilia Ardeleanu s-a făcut remarcat în fața iubitorilor fidel de poezie, utilizând mediul virtual, în primul rând. Dar și ca urmare a editării ai multor volume de poezie, critică literară, eseuri, cu și datorită apariților creațiilor sale în diferite revise literare. Poemele semnate de Otilia Ardeleanu sunt incitate, spectaculoase, insolite, surprinzătoare, de surprinzătoare spontaneitate, făcându-ne astfel martori special a imaginației debordante și a unei creativități pe care o dovedește cu prinsosință fiecare poem. Ideile suculente, nuanțele fine, fac deliciul poemelor cu o structură densă, cu un tricotaj special, cât să ne scoată din inerție, cât să exprime cu penița gândului versuri de o veritabilă inspirație. Ceea ce oferă o notă aparte scrisului tău, său, soliditate construcției poetice, este inteligența cu ajutorul căreia dă sens nou cuvintelor, sintagmelor, prin mutarea și așezarea ingenioasă, ingenerească a cuvântului, a imaginilor în poem, similar cu mutarea piezelor pe tabla de șah.
Poeta se află într-o permanentă acumulare calitativă, într-o continuă explorare, având dorința permanentă de a evolua, de a dobândi înfrumusețe și claritatea expresiei. Despre realitatea din ochii poeziei, oglindă care te arată așa cum ești trecut în fișa vieții, poeta spune următoarele. Am absolvit niște ani de viață, studii firești. De la cei 7 ani de acasă, până la singurătatea asta, care a trișat, m-am specializat în iubire, chiar dacă la început am pornit prin a săpa porumbul, o mămăligă aurie mi-a fost soarele. A încheiat citatul. Natura este în spiritul nostru, este în absolutul din noi, cui ne-a născut în sânge, acoperiți de aripele fluturelui din sângele său, ca de o hlamidă. Citez. Să nu uiți niciodată sentimentele, spuse o păpădie firului de iarbă. Iar vântul început să sufle besmetic. Fluturele se îmbrecă în lamidă roșie de catifea și bătău în ușa unei corole vestită pentru dulceața ei. Am încheiat citatul. Despre bărbatul, probabil că a scris așa mai acum câțiva ani, când soțul era așa pe la mijlocul vârstei, despre bărbatul care are chipul și vârsta propriei iubiri, trecut prin încercările vârste cernute, ori cernute pe chip cu semnele trecerii, asemeni pomului însemnat cu inele, poeta reușește să ne spună printr-o minunată transfigurare. Citez. Câtă diferență să fie între scoarț a un copac și chipul unui bărbat trecut de jumătate. Același locuri rădăcini, înfruntări sădit deodată cu el, unul își numără anii cu inele, celălalt în riduri, om și pom. În ce privește lumea de azi, e o distanță între ea, cea cu preocupări mărunte și păcătoase, și Dumnezeu. Iudele sunt multe, iudele distrug, Dumnezeu reconstruiește. Citez, lumea e o carceră, ne rugăm pe ascuns, Dumnezeu așteaptă să se îmbete iudele, se așează în genunchi și reconstruiește ceea ce distruge. Am încheiat citatul. Lumea de azi se numește poemul. Deci Otilia Ardeleanu scrie pentru toate vârstele, de fapt, poezia nu are vârstă, cum nici cititorii săi. Cititorii au vârsta ai poeziei pe care o iubesc. Este Otilia, atât am scris, că am zis că să nu plictisim foarte mult pe cei prezenți. Dar eu apreciez foarte mult pe Otilia Ardeleanu și o recomand cu toată dragostea și prețuirea. Succes! Îți mulțumesc foarte mult, Ana! Mulțumesc, Ana! Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența din seara aceasta deosebit de plăcută. Pare rău că domnul Horia Gârbea n-a putut să fie prezent, dumnealui cu siguranță ar fi spus pentru că am colaborat foarte, foarte frumos cu dumnealui și ar fi avut cu siguranță cuvinte frumoase despre această carte. Îmi permit să citesc ceea ce a scris pe coperta a patra cărții. Poeta Otilia Ardeleanu a adunat multe volume și toate mărturisesc un indiscutabil hedonism. Autoare ascultă de legea plăcerii pe care și-o administrează în cantități bine reglate. Deși este o poetă a nelimitării, am 100.000 de kilometri în mine, zilnic circulă fiori cu viteze orbitoare și a nepremeditării reacționez inconștient la ambuteiajele sangvine, a spontaneității și a facturilor și a focurilor de artificii senzuale, când e vorba de dozarea plăcerii, ea o drămuiește și revine la autocontrol. Poezia Otiliei Ardeleanu este vioaie, imprevizibilă, destinsă. Horia Gârbea. Și de asemenea, aș vrea să citesc
câteva impresii la prima lectură oferite de domnul Ovidiu Dunăreanu, scriitorul nostru dobrogean, directorul editurii Exponto din Constanța, care și dumnealui n-a putut să vină astăzi, dar în sfârșit aceasta este situația. Câteva impresii la prima lectură a volumului Doze de plăcere de Otilia Ardeleanu. Otilia Ardeleanu este un câștig dintre cele mai relevante pentru filiala Dobrogea Uniunii Scriitorilor. În ultimii ani a fost prezentă în viața literară cu numeroase cărți de versuri și comentarii literare care s-au bucurat de primire entuziastă din partea cititorilor și a criticilor literari. Cred că suntem îndreptățiți să recunoaștem că acesta este momentul de înălțare creatoare Otilia Ardeleanu, de afirmarea valorii poeziei sale. O poezie, cum remarcă și Horia Gârbea, vioaie, imprevizibilă, destinsă. Mi-am permis să-mi exprim și eu câteva impresii de lectură despre acest volum și poezia cuprinsă în el. Avem de-a face cu un volum construit cu multă iscusință și originalitate, cu o descărcare de sensibilitate dintre cele mai convingătoare. Consistența poemelor, sentimentul unei vastități interioare, unei libertăți inventive, te impresionează încă de la primele pagini. Există în poemele Otiliei Ardeleanu o anumită sălbăticie, o anume dezlănțuire a stărilor și sentimentelor, ceea ce dau acestora o vitalitate debordantă. Dincolo de aceste erupții există și domoliri, diafanități, blânziri, toată această orchestrație între trăiri contrarii, devoalându-ne în ultimă instanță interiorul plurivalent al autoarei. În felul ei, poeta este o rebelă care nu acceptă imaginea unei realități prestabilite. Ea vine și cu forța ei demiurgică răstoarnă această realitate, construind una pe potriva ei, câteodată fabuloasă, fantastică, alteori absurdă, contundentă, mai puțin iluzorie. Astfel, toate acestea la un loc conturează un univers poetic nonconformist al unei libertăți inventive impresionante. Poezia Otiliei Ardeleanu are o înverșunare a expunerii, atât a sentimentelor, a lăuntrului sufletesc, dar și a amănuntelor lumii înconjurătoare, pe care o reconstruiește, după cum am mai spus, după vrerea, puterea și dorința ei imaginativă, cu euforia unei zeițe. În peisajul cu nuanțe suprarealiste al Otiliei Ardeleanu facem cunoștință cu iubirea, elementul chimic nedescoperit de Mendeleev. Alergăm după visuri ca după fluturi, alergăm după iubire, când un vânt de fluturi se iscă din spre colinele unei dorințe în plin zbuciun de iubire. Deseori, poezia, pe cât de complicată pare a fi, se țese în filigran, pe axele de coordonate ale sinelui, proiectează un cosmos veridic din care etirează visul unei clipe, așteptarea, îngândurarea. Mâna destinului nu lipsesc nici ele din țesătura acestor poeme, metamorfozate în rafturi întregi pe care dragostea e doar praf de stele. Sau unde tăcerea cu aerele ei de principesă îmbrăcată în scâmpeturi se plimbă încolo și încoace și pune la încercare îndoielile autoarei asupra iubirii și a poeziei. În această vâltoare de trăiri, inima e o sahară, nisipul frige îngrozitor, nu poate nimeni să-l străbată cu picioarele goale. Autoarea se bucură pe tot parcursul cărții de viață, de trecerea prin mirajul creat de ea, chiar dacă o mai ceartă câteodată. După explozii de trăiri la cea mai înaltă tensiune, după iscodiri într-un orizont de dincolo de lumea exterioară, poezia Otiliei Ardeleanu este echilibrată emoțional, voluptoasă, ca un văl de mătase prin care se deslușește o realitate copleșită de puritate, culoare, de amintiri bântuite de frumusețe și lumină. Ovidiu Dunăreanu. Și acum să vă spun eu despre această carte. Este cumva inedită, întotdeauna mi-a plăcut să fiu originală în ceea ce fac. Și m-am gândit ca înaintea unor grupaje de poezie să încep cumva ca și cu moto, de fapt cu niște poezii ale mele mai scurte. Și conceptul îmi aparține și cred că este foarte, foarte interesant așa. Doze de plăcere nu duce neapărat la ceva intim sau intimist. Este tot ceea ce simțim, tot ceea ce trăim și, într-adevăr, ne bucurăm
și ne dă acea stare de plăcere. Poate contemplăm natura, un tablou pictat, ascultăm o muzică bună, citim o poezie bună și o recităm în felul nostru și ne regăsim în poezie. M-am bucurat întotdeauna când cineva mi-a spus că se regăsește în poezia mea și am foarte mulți cititori care mi-au spus acest lucru. Nu pot să fiu mai mândră de atât. Nu pot să fiu mai mândră de atât. Și le mulțumesc tuturor acelora care măcar au încercat să vadă, mă, ce-o fi vrând să spună aici, acum și poate peste timp. Poate, cine știe. Am să mai citesc doar o poezie, eu, și apoi programul să urmeze... Ce anume? Microfonul. Da, microfonul, microfonul. Fără el. Cineva mi-a spus să o rup cu trecutul, să nu mai păstrez nimic. Și mi s-a părut că ar avea dreptate. L-am aruncat la gunoi câte un pic. Așa cum împrăștia bunica sare pe prag când ploua cu tunete și fulgere, iar piatra cioplea în casă, spărgea ferestre și ucidea păsările prea libere. Furtunile au trecut una câte una și prin viața mea. Amintirile zideau bucurii în colțul buzelor. Nici la un legământ nu mi-aș fi păstrat mai abitir cuvântul. Am continuat să arunc bucăți din trecutul meu, cum te lepezi de vechituri. Zilele au intrat într-o competiție a vitezei și dacă m-aș fi întors după ele, nu le-aș mai fi găsit. Ori poate m-aș fi temut că nu sunt ale mele, aruncate în cine știe câte pubele peste resturi, ori în grob comune unde zac gunoaiele națiunii. Merg sinuos, așa cum mi-a propus viața de la naștere. Întorc adesea privirea, dar nu zăresc nimic din acele îndepărtate avuturi. Fantome de aburi ridicate în zorii dimineților reci. M-am oprit un timp pe țărm. Viitorul e o mare, niciodată nu-i deslușești celălalt țărm. Mă întreb acum, cine sunt eu? Nimic nu atestă că am trecut pe aici. Din trecutul meu niciun însemn. Mă împuținez până la știrba singurătate. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mi-ar plăcea să-l întrebăm pe domnul Ardeleanu, cum e viața cu Otilia Ardeleanu? Și ai primit un răspuns de genul... Enigmă totală, dar primesc în fiecare zi o doză de plăcere. De-ai savurat scriitura. Mamă, cum a venit asta. Da, evident, nu putem continua fără așa, nu simți nevoia de o rupere puțin de această stare de doză de plăcere și cu plăcere și mai mare să o ascultăm din nou pe doamna Corina. Revin tot cu o compoziție proprie pe versurile poetului Adrian Păunescu, simplă scrisoare de dragoste. La miezul nopții mă gândesc la tine și stelelor mă rog să-ți fie bine. Somn să te trezească dintr-o dată, să nu înțelegi de ce ești tulburată. Și i-am lăsat un tremur de jale copacului din fața casei tale. Ușa ta mândrugat cuvinte, să nu te atingi de clanță căi fierbinte. Și mai ales când noaptea e la ușă, ca să-mi așeze peste timp cenușă. La tine mă gândesc și nu am stat.
stare. Și fostul foc îmi arde sub picioare. Și i-am lăsat un tremura de jale. Copacului din fața casei tale. La ușa ta. Cu lucrurile vreau să mă amestec. Mă simt o fiară suspinând domestic. Dar dă-mi un loc de ultimă greșeală. Și i-am lăsat un tremurat de jale. Copacului din fața casei tale. La ușa ta mândrugat cuvinte. Să nu taci nici de clanță că-i fierbinte. Tale. La ușa ta mândrugat cuvinte. Să nu te atingi de clanță că-i fierbinte. Să nu te atingi de clanță că-i fierbinte. Să nu te atingi de clanță că-i fierbinte. Mulțumesc frumos! Am văzut câteva căpușoare pe acolo care fredonau în timp ce doamna cânta. Știți ce mă gândeam în clipa asta? Că sunt oameni care sunt fluturi pe pământ, a, nu vi se pare? Că n-au voie să îmbătrânească și cu atât mai puțin să dispară, că nu au voie pentru că avem nevoie de ei. Când vă gândiți că alții se chinuie să ridice niște voci și le ies niște sunete, sunt drăguțe, nu? Știu. Iar doamna reușește niște note, te uiți acolo și nu-ți vine a crede că se poate și vă priveam cum... Așa, cântați împreună cu dumneavoastră. Sper din toată inima că v-a trecut prin minte, doamna Corina, să înregistrați melodiile astea. Ar fi păcat să... A, e, da, păi tu ce nevoie avem? Ațineți-le acolo, la dumneavoastră, să rămână să facă pui, dacă se poate. Na, e cum? Nu, ar fi foarte ok și cred că ar merita să o aplaudăm, să-i dăm un impuls. Cu mesajul acesta... Puneți de le înregistrați, că e păcat, aveți o voce frumoasă și ce creație chiar ok și frumos, plăcut sufletului și urechii și cred că avem nevoie și de oameni care pot cânta, nu mimează cântecul. Bun, dragii mei, pentru că ne-au plăcut fetele, nu-i așa? Ne-au plăcut fetele care au recitat? Eu nu înțeleg decât un sunet, clap, clap! Mă gândesc să le rechemăm aici, să prindă coajă, să se îndrăvenească, că vom apela la ele mai mult timp. Și să revină Maria Țoropoc, Aida Bolan și Andreea Dumbravă să recite din poezia de data asta doamnei Otilia Ardeleanu și să vedem dacă trec testul și de data asta. Sunt convinsă că da, fetelor. Vă mulțumesc! Prima poezie pe care o am se numește Palmele noastre înodate. De câte ori mă iei de mână, simt că mă vrăjitoresc. Trupul se desprinde ușor, în aer este ca într-o uriașă navă spațială.
Mă plimb cu capul în jos, mă plimb pe susul umărului tău, pajură cu aripile răsfirate. Tu îți lași pașii pe pământ, eu pe cer, într-un rotund mecanism al timpului. Orașul descompus, vitraliu de case și arbori, îndepărtat și anonim, o coordonată fără busolă. Mă tragi de mână, cum un copil, sfoara zmeului său. Te trag în sus, cum un balon de zbor se înalță cu acela sa. Pendulăm între teluric și celest. Suntem chiar metronomul visurilor noastre. A doua poezie pe care o să o interpretez se numește Filă cu filă. De mult în mine arde o flacără. Cineva coboară în fiecare zi și are grijă ca ea să nu se stingă. Înăuntrul meu e atâta lumină încât văd orice fir de praf. Atunci iau câte o amintire moale și șterg orice urmă, până când totul sclipește, ca ochii unui copil când îl mângâie mama. Cineva vine agale, se așează pe prispa sufletului meu, își umezește degetele și mă răsfoiește filă cu filă. Nici nu mă mir de ce, în fiecare dimineață, sunt poezia pe care urmează să o citească. Prima poezie pe care o voi interpreta se numește Invizibilă. Dacă ai putea să iubești doar cu gândul, fără să atingi zidul firav al sălbăticiei dorințe, crescute din cimentul rece al unei temnițe mentale, dacă te opri în fața ferestrei, acoperită de praful unui timp virtual, să spui doar câteva cuvinte cât o poezie, restul tăcere. Dacă ți-ar ajunge privirea asupra ta, crezându-te celălalt, atunci a ta să fie clipa când iubirea trece prin zi. Iar a doua se numește De mult nu m-am mai jucat cu un chimotoc de soare. Ieșit pe acoperiș, soarele sare din olan în olan, ca un motan care năpârlește. Ajunge pe fereastra deschisă de mult verde. E dulce, îl trag de mustăți și dă să mă zgârie cu ghearele de lumină. Vreau să-l iau în brațe pe Dolofan, însă el țâști pe canapea. Stai să-ți fac o poză și întind mână după telefon. Tolănit cu blănița roșcată, pare un covor țesut manual. Mă așez și încep să întoarcă în poală. Citesc Bukowski, chiar la pasajul, viața este frumoasă, dacă îi dai voie să fie. Promisă. E vara aia când ai spus că mă iei prin surprindere, că îi vom arăta noi mării cât de bine notăm prin libertate. Ce sincron alunecăm unul pe lângă altul, ne afundăm unul în celălalt submarin și tragem țărmul de un colț. Abia după ce soarele se face foc și pară și o ia agale pe orizont, până cade rupt de oboseală. Dar vara și-a făcut valiza în liniște, nu atât de aprinsă ca de obicei și iute la mânie după cum îi tună și îi fulgeră tot felul de idei. Mi-a lăsat totuși un guguștiuc la fereastră. N-am înțeles mai nimic din mesajul lui. O arie mai puțin veselă. Constat o mișcare oarecum caldă a trupelor de aer. Spion, vântul se infiltrează peste tot. Răscolește și dă peste cap ultimile nuanțe de verde. Trandafirii încă mai raportează că situația e sub control. E dusă vara aia promisă. Lucrurile își pun melancoliile de protecție. Așteaptă toamna în poziție de trepți.
O poezie scurtă de vară. Un gând ieșit din tâmplă, rebel, a dat de lumină și a surâs. Acesta îmi este drumul, și a zis. Și făcut. Prins de spectrul de culori, s-a ridicat pe norul cel mai pașnic, l-a scuturat ca pe un burduf, ploaia de poezie s-a repezit către lume. Cu Alice a răpus inim și a dat pe spate toate florile. Apoi s-a așternut o liniște grea, un trubadur, singur cuc, a adunat filă cu filă și din lutul facerii a început recitalul văratic. Poezia, astfel măsurată, se dădea orologiul lumii. Prin ea trecea timpul. Metaforic, tâmpla era albă, probabil proaspăt văruită. Se pregătea să-și primească înapoi gândurile. Mulțumim! Am impresia că este un defect profesional, mulțumim fetelor. Obișnuiesc să mă uit la elevi, la copii, la tineri, la fețe, când zic ceva, când spun ceva, știți, să le văd mimica feței, dacă au înțeles doamna Otilia Ardeleanu. Cred totuși că fetele astea v-au gustat de adevăratele. Ați observat ce frumos și cu ce mimica feței și intonație corectă, parcă mi-a pătruns și mi s-a părut așa foarte vesel și plăcut modul în care au recitat. Bravo fetelor! Felicitări! Ei, dragilor, am ajuns la cel de-al treilea om de literatură care ar fi trebuit să fie prezent cu noi, domnul Horia Gârbea. Din păcate, știți prea bine cum a anunțat doamna Corina Mihalache, nu este prezent din motive, nu tocmai ok. Dacă aveți o mamă acasă, știți ce spun, dacă ați pierdut o mamă acasă, știți ce spun. Am senzația că, doamne, nu-i corect, mamele n-au voie să moară. Nu. Nu știu, tata ca tata, doamne iartă-mă, nu se pune problema, e valoros, dar mama e așa, e mama, n-are voie, nu se cade, nu-i corect. Aceeași strigare i-aș trimite eu așa cu gândul și dorim întărire sufletească să o ducă în suflet durerea aceasta, din păcate se duce pe tăcute și știți ce spun unii dintre dumneavoastră. Prin urmare, voi vorbi in absenția despre domnul acesta și voi spune așa, Horia Gârbea, bucureștean prin locul nașterii sale, inginer constructor, cu titlu științific de doctor în inginerie, profesor universitar, autor al multor volume de inginerie și literatură. Mi-ar fi plăcut să-l întreb cum se îmbină literatura cu ingineria. Și acest domn vine din zona aia de științe exacte. Așa ceva! Am spus eu, trebuie să mergem mai mult pe la științe exacte. Se pare că acolo se nasc adevăratele genii literare. Bun, este omul de cultură, de litere, publicând poezie, proză, teatru, critică literară și teatrală, eseuri și traduceri. I s-au jucat piese de teatru originale și traduceri din dramaturgia universală. A avut de-a lungul anilor diverse funcții în domeniul culturii românești. Astăzi reprezintă în calitate de președinte filiala București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Desfășoară de asemenea o intensă activitate de publicist, având rubrici permanente în reviste literare naționale de prestigiu. A realizat scenarii de filme și emisiuni pentru televiziune. Pe mine m-a omis. Mă rog. Și a reprezentat România la festivaluri internaționale de literatură și teatru. Pentru activitatea sa prestigioasă, a primit numeroase premii și distinții. Dintre care amintim premiile Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie, pentru traducere, pentru literatură, pentru copii. Observați, și domnul scrie pentru copii și doamnele au poezii pentru copii. Wow! Dar literele, din nou, nu? Cifrele alea dau spre litere. Precum
și premiul Academiei Române pentru Dramaturgie, distins de asemenea cu Ordinul Meritul Cultural. Și ca orice bărbat, observați dumneavoastră că are o descriere scurtă, că bărbații așa sunt, punct și la obiect. Dacă ar fi fost prezent, mi-ar fi plăcut să îi mânez microfonul și să-i spun că are cuvântul. Dar chiar și așa, doamna Corina, să-i prezentăm cartea și am să rog pe doamna Corina să-l prezinte mai departe așa cum merită. Mulțumesc, Cristina! Sigur că ar fi fost minunat dacă domnul Horia Gârbea ar fi putut fi astăzi printre noi. Cartea dânsului este aici. Am parcurs-o cu deosebit interes și cu bucurie. Într-adevăr, așa cum vă povestea Cristina, dânsul este la bază inginer, însă iată că științele exacte se îmbină armonios cu partea de literatură, pentru că la vârsta de 20 de ani debutează cu poezie. A fost, de asemenea, în timpul facultății atras de literatură, a fost membru al celebrului cenaclu literar al criticului Mircea Martin. Și, nu în ultimul rând, cred că trebuie să spunem că a publicat peste 30 de volume de literatură. Scenarii de film, emisiuni la diferite posturi de televiziune din țară, dintre cele principale. Volumul de astăzi, Amintiri cu poduri, așa cum mărturisește chiar autorul în final, a apărut ca urmare a participării domniei sale la un turnir de poezie care s-a desfășurat în Bulgaria, în frumoasa, celebra stațiune Nesebar. A reprezentat Uniunea Scriitorilor din România în echipă, echipa filialei București Poezie, care a fost câștigătoare la acest turnir. Și în competiția individuală a acestui turnir de poezie, dânsul a participat la finală, finală de trei poeți. Cartea este structurată în patru secvente cu titluri sugestive, Cocorul și Pipa, o expresie a culturii orientale, Mesembria, inspirat de vechea cetate bizantină, numită astăzi Nesebar, iar ultimele două, Rana Îngerului și Bufnița din Parc, reiterează teme și motive lirice fundamentale din opera poetului. De aici diferențele de stil, abia observabile, însă, căci poemele se încheagă într-un tot armonios, într-o versificație rafinată, în care sensibilitatea lirică pare acoperită de nota ludică. Textele se alcătuiesc adesea sub forma parabolelor, într-un stil degajat, încărcat de umor fin, care atenuează reflexia gravă. În legătură cu acest aspect, observa și criticul Nicolae Manolescu că parabolele lui Gârbea sunt surprinzătoare, pline de hazul ideii, de un umor intelectual, pigmentat uneori cu sugestii livrești și aproape fără excepție, bine articulate pe mai multe planuri, capabile să susțină cel mai subtil suspans în privința semnificației poetice. Dispunând de o imaginație debordantă și stăpânind o tehnică poetică desăvârșită, autorul își organizează textele într-un amestec de narativitate și lirism, în care limitele genurilor literare se anulează printr-o extremă mobilitate, acoperind o zonă literară largă. Este, dacă vreți, o poezie a cotidianului, o poezie a concretului, o poezie în care poetul pare să se joace cu realitatea, cu realitatea culturală, istorică și științifică, trecută și actuală, cu modelele ei prestigioase, un joc cu limbajul poetic care se caracterizează printr-o topică afectivă și cu ludicul care indică presiunea livrescului asupra existenței. Voi selecta
câteva dintre poeme, iată chiar poezia care deschide volumul, Amintiri cu poduri, și care nu este inclusă în niciunul dintre cele patru segmente, este ca un moto. Această poezie aduce în prim plan imaginea individului care își conștientizează vârsta în funcție de podurile străbătute de-a lungul vieții. Înțeleg că-s bătrân, numărând podurile vieții mele pe rând. A trece pe un pod oare să fie un păcat, o mare trufie? Nici înotând, însă parcă ar fi mai firesc într-o barcă. Rememorând poduri ale realității concrete care i-au marcat existența, poetul se întreabă retoric în final, iar acum îmi șoptește unul din draci: dar cu Stixul, cum ai să faci? Amintind astfel de condiția umană efemeră, de soarta omului care, ajuns la capătul vieții, iată, mai are de trecut un pod, acela al morții. Tot o poveste, pentru că vorbeam despre caracterul narrativ al poemelor lui Horia Gârbea, tot o poveste spune și poemul Cununa de Lauri, prin marca lirică a înțeleptului, adorat de unii, evitat de alții, care nu poate citi un pergament în limba persană, limba pe care nu o cunoaște, fiind astfel acuzat că este un impostor. Ca în fabulă, dar cu personaje umane, înțeleptul găsește soluția din care se desprinde și morala poveștii. Atunci Marcellus a scos cununa care îl rodea, a pus-o pe capul celuilalt și a zis: dacă tu crezi că totul stă în cununa de lauri, țin-o pe cap și vei putea să citești pergamentul acesta. Elegie se reașează în tiparele lirismului, inserează elemente ale concretului, transferate stărilor de melancolie, care îndeamnă la reflecție. Ce concept are puterea să desfacă umbra vânătă a serii care va cuprinde lacul peste mai puțin de o oră? Descoperim, iată, dincolo de această poezie a concretului, a faptelor banale, cotidiene, descoperim o extraordinară sensibilitate poetică, deși ea este transmisă parcă într-un stil degajat, persiflant, dar surprinzând diverse momente ale existenței noastre. Și voi încheia cu poemul Strigătul de pe pod, un poem care mie îmi place în mod deosebit, pentru că păstrăm tema podurilor, da? Amintiri cu poduri. Strigătul de pe pod strivește toate cuvintele care încap într-o carte, basculantă gonind peste o colonie de broaște. Beton, zidărie, asfalt, încălzind mirosul teilor până începe să aibă izul unei morți fără glorie. Toată lumea știe povestea geamgiului care a iubit o contesă, până când toate ferestrele pe care le atingea cu privirea se colorau în albastru. Asta să n-o spui la școală. Asta să n-o povestești de Crăciun. Bunica să nu afle că o știi. Cât de frumoase sunt cărțile pe care nu poți spune că le-ai citit. Cât de frumoase sunt strigătele pe care nu le-ai auzit pe pod niciodată. Mulțumesc frumos! Cred că mai așteptați un pic. Avem poezie. Vă spun eu după aceea și cu cântecul cum stăm. Fetelor, din nou la acțiune. Vă așteptăm din nou cu poezie, pentru că un poet, iată, se înțelege mai bine când este recitat. Și avem și confirmarea faptului că este înțeles
nu-i așa? Haideți, vă rog, curaj! Deci, Aida Bolan, Andreea Dumbravă și Maria Țoropoc. Aplauze! Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre aceste fete. Deosebite sunt elevele mele, clasa a 9-a și a 10-a. Două dintre ele, o să dau din casă acum, două dintre ele scriu poezie. Și poezie foarte frumoasă și valoroasă. Și cealaltă este iubitoare de literatură și de poezie. Toate sunt la secția de uman la Liceul Teoretic Alatis, iar eu, profesoara lor, sunt foarte mândră de ele. Mulțumesc! După sac și petecu, aș putea spune. Petecuțele! Prima poezie pe care o voi interpreta se numește Darurile. Poezia este atunci când serile de vară încep să miroasă intens a trecut. Poezia este aceea care picură în pahar și limpezește vinul până îl face nevăzut. Poezia este o pasăre care a uitat să cânte și devine chiar cântecul ei pierdut. Îngerul i-a ascultat pe toți trei. Primului i-a dăruit o floare care mirosea a tot trecutul. Celui de-al doilea, un pahar atât de străveziu, încât părea că nu există. Celui de-al treilea i-a dat o pasăre mută și darul de a putea asculta cântecele ei aspre ca o izbire de scuturi. Și a doua, ora 5 dinspre seară. Broasca nemişcată pe frunza de nufăr. Verdele lor se prelungește în apă. Bătlanul, nemişcat, lângă frunza de nufăr, privește spre ea, ori spre broască, iar conturul ciocului înțeapă un cer fumuriu. Se aude un clipocit. Broasca stă neclintită, bătlanul nu face nicio mișcare. E doar lingurița mea, amestecând cu zgomote mici, în cana cu bătlan, frunză și broască. Femeia cu perii. De câte ori recit poezie, apare o femeie care împinge un tomberon uriaș, plin cu mături și perii și care scârție îngrozitor. De câte ori recit poezie, femeia cenușie și fără simțire vine în sală cu tomberonul ei uriaș și îmi scârție în urechi, ca o prevestire rea. Mi-am închipuit că femeia e cenușie și pe dinăuntru, aspră și lipsită de dragoste. Dar ea are acasă un soț iubitor și patru copii. Unul dintre ei își iubește mama, dar iubește și poezia, încât pentru amândouă și-ar da chiar viața. De câte ori intră nesimțitoare în mijlocul recitalului meu, târând uriașul ei tomberon, femeia cu perii se gândește cu duioșie la fiul ei, pe care ar vrea să-l știe într-o zi un ilustru poet. Am observat că atunci când un nor trece între mine și soare, umbra albastră și rece mă acoperă. Culorile scad ca apa care fierbe, iar neliniștea crește în vântul venit din senin să spulbere frunzele. Am băgat de seamă că atunci când un om trece între mine și soare, între coastele mele se înfige un pumnal rece și rămâne durerea lui ca o tristețe și când omul acela s-a dus. Când între mine și soare trece un înger, lumina crește și devine subțire, mă spintecă, iar căldura razelor îmi arde pielea. O sfâșie ca o gheară de pasăre nevăzută și rămân fierbinte o stâncă neatinsă de valuri. Ceea ce mă întristează este că mulți nori și oameni nenumărați au trecut între soare și mine, iar îngeri între mine și soare nu m-au trecut deloc, sau numai odată. Cununa cu lauri. Într-o zi, pe când intra în cel de-al 10-lea lustru al vieții, Marcelul s-a primit toga de gală și cununa de lauri a înțelepților.
De atunci, tot mai mulți cetățeni au început să-l caute și să-l asculte. Tot de atunci, mulți cetățeni au început să levite. Marcellus purta cu demnitate, zi de zi, cununa de laur, deși îl zgâria pe frunte. Nu se cuvenea să o lase. Împăratul s-ar fi supărat. Într-o altă zi, a venit la el un om din cetate și i-a arătat un pergament, scris în limba persană. L-a rugat pe Marcellus să îl citească. Acesta l-a luat, a văzut literele limbii persane, pe care nu o cunoștea, și a răspuns că nu o poate citi. Foarte rău s-a înfuriat omul acela. I-a strigat că nu e un înțelept, ci un impostor și poartă degeaba cununa. E o rușine ca un om ce are pe cap cununa de laur să nu poată citi un înscris de câteva rânduri. Atunci, Marcellus a scos cununa care îl rodea, a pus-o pe capul celuilalt și a zis: dacă tu crezi că totul stă în cununa de laur, ține-o pe cap și vei putea să citești pergamentul acesta. Cartea trebuia scrisă. Un bărbat curajos i-a spus iubitei sale că ar vrea să știe prizonieră într-o cetate și să lupte cu o armată ca să o elibereze. Un bărbat blând i-a spus iubitei sale că ar vrea să fie bolnavă ca să o poată veghea în fiecare zi, iar în cele din urmă să o vindece. Un poet inspirat i-a spus aceleiași iubite că ar vrea să o închidă într-o carte pe care fiecare om să o citească și să afle astfel despre frumusețea ei. Ăștia toți în voroul, a spus femeia și s-a măritat cu un agent de bursă, prea ocupat ca să vindece ori să salveze. Morala acestei povești este că poetul și-a scris cartea oricum. Am să vă rog să nu plecați, pentru că v-am spus cumva la grămăjoară și nu mi se pare corect față de voi. Și îmi doresc tare mult pentru cei invitați și pentru scriitorul care cu siguranță vă va asculta puțin mai târziu și sper că este deja mândru de voi, să vă spuneți numele și hai să vedem mai departe. Numele meu este Polana Ida Maria, sunt elevă la Liceul Teoretica Latis. Scrii poezie sau recit? Recit. Este, de fapt, prima dată că recit. Și... Mă bucur în primul rând că sunt aici, mai ales că am reușit să recit poezii în fața unui public. Și... Da, și am reușit să le recit cum trebuie și simt că am reușit să o fac. Mulțumesc! Suntem de acord că ai reușit. Dă-mi puțin din sufletelul tău, care a fost poezia preferată din ce ai citit? Toate au fost preferatele mele, dar... Cea care mi-a atras cel mai mult atenție a fost De mult nu m-am mai jucat cu un chemotoc de soare, de Otilia Ardeleanu. Mulțumim tare mult, mergem mai departe și dați-mi voie, nu știu dacă v-ați gândit ca și mine, când ați văzut-o, nu v-ați gândit, încerc să-mi aduc aminte și poate cineva e mai inspirat. Vă aduceți aminte filmul acela cu fetița aceea cu părul așa prins în codițe, care avea pistrui? Și stătea toată ziua și... A? Știe cineva ce zic? Era un film cu... Era actriță reală, adică nu era desen animat. Și când am văzut-o la acea copilă din filmul acela, m-am gândit, dar nu reușesc să-mi aduc aminte ce și cum se numea. Dar oricum ești minunată. Să auzim despre tine puțin. Eu mă numesc Dumbrava Andreea Cristina. Mă bucur foarte mult pentru că am recitat și vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați ascultat.
Am avut o oarece și încă am o impresiune cu poezia. Acum sper să... Cine știe ce ne rezervă viitorul. Mă bucur să scriu în momentul de față și m-am bucurat să pot interpreta, pentru că sunt oameni minunați aceștia ce au scris poezii și cred că bunătatea din sufletul lor se reflectă și în poeziile care abundă de aceste sentimente și nu cred că pot alege o poezie favorită. Toate sunt minunate. Pentru tine aveam altceva pregătit. Okay. Da, e ok. Ca o profesoară ce sunt, întrebarea este aceasta, draga mea. Poezia este foarte frumoasă când o reciți de plăcere, dar ce te-ai face dacă o ai la bac? Cred că timpul acordat la bac pentru a scrie un eseu e foarte scurt pentru ce s-ar putea scrie pe baza poeziei, mai ales în cazul unei poezii precum Luceafărul de pildă sau unele mai lungi, dar chiar sper să avem parte de așa ceva. Mulțumesc! Adică, cu alte cuvinte, o așteptăm în cartea de română, nu-i așa? Sau le așteptăm pe doamne și de altfel pe toți cei trei în cartea de română? Mulțumesc! Minunat răspuns! Și ultima, dar nu cea din urmă! Mă numesc Maria Țoropoc, sunt elevă la liceul Teoretic Alatis. La fel ca Andreea, scriu și eu poezie, pentru că am încercat și cu proza scurtă și mi-am dat seama că nu e de mine, așa că cel mai bine se pliază versurile, poeziile cu vers alb, ca cele de față pe care le-am citit astăzi. Una dintre poeziile mele preferate din tot ce am citit este Filă cu filă, de Otilia Ardeleanu. Vă mulțumesc că ați scris-o! Am observat în schimb la tine o chestie tare drăguță, sper și dumneavoastră că ați observat-o. I-ați văzut mimica când recita colega sau cealaltă? Avea o plăcere și îi făcea, adică ok, ai făcut bine, este foarte drăguț această solidaritate între viitoare scriitoare. Plecați de aici că sunteți prea bune. Mulțumim frumos, vă rog să le aplaudați. Înainte de a o invita pe doamna Corina să cânte, vreau să vă atrag atenția la un lucru. Cărticelele scriitorilor astăzi prezentați se află acolo pe masă, iar toată această strădanie de a le prezenta nu este făcută așa în dorul Lelii sau hai să vorbim frumos despre oameni. Este făcută pentru că aceste cărți se scriu cu strădanie, cu suflet și... ce să vedeți, cer bani ca să fie publicate? Astfel încât dacă dumneavoastră le veți cumpăra, va fi un ajutor extraordinar pentru o viitoare carte să apară. În acest sens vreau din nou să mulțumesc doamnei Gica Staicu, pentru că am înțeles că a sponsorizat apariția unei cărți sau tipărirea acesteia, lucru care două dintre cărți, iată, lucru care este tare important și să sperăm că poate se mai găsesc și alții. Iuhu, existăm, suntem aici frumoși. Doar veniți și ajutați-ne să vă arătăm și dumneavoastră cât suntem de frumoși. Așa încât să o aplaudăm pe doamna Staicu, care a făcut acest lucru. Mulțumim frumos! Uite. Și cred că pe urmă să cheie doamna Corina cu o melodie. Aș avea multe să vă spun, dar și sper să nu scape ceva. În primul rând vreau să vă spun că de mult n-am mai avut loc o asemenea activitate și frumoasă și cu o prezență excepțională, și, dar nu numai de prezență numeric, cu oameni de o deosebită calitate. Dar vreau să încep cu... Dacă au trecut niște ani de când în această grădină nu s-a mai petrecut ceva cultural, activitate culturală, din vremea și e mult îmi stă pe suflet lucrul ăsta, să ne aducem aminte de Gheorghe Todor, pe care unii l-au uitat, din păcate, și care a făcut pentru Mangalia
din punct de vedere cultural, consider eu cel mai mult. Pentru că a dus la târgul lui de carte, care a durat 26 de ani. S-ar putea să fie mai mult, nu știu dacă am numărat cu exactitate. În această grădină au venit cei mai mari scriitori ai României. De la Cărtărescu, la Alex Ștefănescu, la Adrian Păunescu, nu îmi vin în minte câți scriitori au zăbăvit aici, în această grădină. Și sunt ceva ani de atunci și că pe urmă s-a mutat, nu știu, două, trei ediții pe urmă la Casa de Cultură, dar s-au petrecut lucruri formidabile. Și cred că de atunci până acum nu s-a mai întâmplat ceva deosebit din punct de vedere cultural aici, în spațiul acesta. În ce privește, dar amintesc la sfârșit că vreau să și vin aici doamna Gica Staicu, vreau să amintesc că pe toți cei care au participat, dacă mă îngăduiți și nu sunt de vin plictisitoare, așa, în primul rând avem aici un oaspete deosebit, pasionarea Stoicescu, scriitoare de renume, cunoscută în toată țara, scriitoare pentru copii, așa că nu numai noi scriem pentru copii, scrie și distinsa doamnă scriitoare pasionarea Stoicescu. Așa, doamna Hașotie vine de la... Brașov, dar stau în Eforie Nord, în concediu acum. Așa, sunteți un pic în concediu, uite, ne-a onorat cu prezența. Nu știu prea mult despre dânsa, ca să vă spun, știu că a venit în calitate nu de turist, dar voia să ia legătura cu domnul Gârbea din diferite motive. Vreau să amintesc pe Luiza Cala, pictoriță și poetă. Vreau să amintesc pe Alina Gobica, o bună poetă și o promisiune. Și care va deveni în curând o certitudine. Pe Urfet, Shakir Urfet, dacă ați auzit, este... este, cum să spun, o bună turcoaică, dar și o foarte bună româncă. Scrie în limba turcă, cum să spun, promovează cultura turcă, da, în diferite reviste literare. Și scrie o poezie foarte bună. Apoi este domnul Ninu, Corneliu Ninu. Eu vă recomand pagina dumnealui, aveți ce învăța, vă rog să mă credeți, aveți ce învăța de acolo, este tobă de cultură. Părerea mea. Știm. Așa, sunt niște distinse doamne de la liceul Caladis, care ne-a onorat astăzi și în special prin prezența doamnei Corina Mialache, despre care o să vorbesc tot la urmă. Și de la Economic și Bănescu, deci ne onorează faptul și oricând când avem, dacă mai, o să mai avem activitate culturală, vă așteptăm cu mult drag. Așa, acolo este doamna Tatiana Odobescu, un distins istoric, om de cultură, tot ce doriți, adică este tot așa, ca să spun, un mare om de cultură și probabil, nu știu dacă dorește cumva să spună două vorbe și dânsa sau cine mai dorește la urmă, este Gelai Vașcu, o colegă de-a mea, care face o treabă extraordinară. După unde se duce, se descurcă, nu știu cum face miracole. A dus la 2 mai și a făcut din școala din 2 mai. Cred că vedeți dumneavoastră pe Facebook. Este colega mea, Sigara Caru. O inimoasă și un frumos suflet, un frumos om. Și
Doamna Peggy Marcu, o distinsă profesoară de franceză și o mare iubitoare de cultură. Și mai sunt acolo doamne pe care nu prea le văd bine, să mă ierte. Apoi este și familia mea, reprezentată de nora mea și de cei doi nepoți îndrăbați care tot aleargă de acolo până acolo, prin toată grădina. Așa. Mă bucur că sunt alături de mine. Familia mâna sus să vă vedeți! Așa. Da. Un prieten, Paul, la mulți ani, Paul, să fii fericit, un suflet și un om de implicatețe deosebite. Mă iertați, doamna, că nu mă aduc aminte, doamna învățătoare de la 3 pensionată, pe o fârstă cu tine. Așa. Doamna Gina. Mă bucur de prezența dumneavoastră, domnul Lupu, care ține orașul la curent, toate evenimentele posibile, așa, mulțumim că ne-a promovat activitatea, mulțumim foarte mult, o doamnă poetă, Elena Țepian, așa, care scrie bine, da. Așteptăm în continuare să ne bucurăm de frumile dinței. Să mă ierte dacă așa, să fac a doua oară această greșeală. Domnul Robert Perco a trebuit să plece, pictor, cel mai bun pictor, după părerea mea, din Mangalia, un pictor marin și spictează niște minunate tablouri cu Maia. Așa, și s-a stricat la vara. Așa. Apoi m-am onorat cu prezentă la început, dar mi se pare că au plecat, nu știu dacă au revenit domnii de la cultură de la Mangalia, domnul Nichita și doamna Elita Cucu, care mi-au adus un buchet imens de flori aici și le mulțumesc foarte mult. Ce este cu mine, de fapt, de anul trecut mi-am propus să mi marchez cumva anii de existență, nu vă spun cât, vă spun doar atât. Anii mei de existență sunt egali cu anii de domnie a reginei Angliei, a reginei Elisabeta. Da. Și am zis să marchez cu acești ani și de aceea m-am gândit, zice, să fac o antologie sau să scriu. Dumnezeu mi-a dat inspirație și am scris această carte în, nu știu, 6-8 luni. Probabil că ar fi mai trebuit să mai stea un pic la dospit, dar i-am dat drumul. Așa. Și ce vreau să spun, cum am pornit și de aceea am făcut această lansare în 3. Pentru că toate 3 cărțile sunt scoase la editura Numa. Și de fapt promovăm într-un fel și editura Numa și le mulțumim celor doi de la scriitori de la editura Numa, doamnei Andreea Hedeș și domnului Horia Gârbea, care este și prietenul nostru, îl considerăm de acum, îl facem și cetățean al Mangale, dacă e cazul, așa. Și din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat și dânsul n-a mai putut fi prezent. Ne pare foarte rău, dar am încercat să desfășurăm activitatea ca și când dânsul ar fi fost aici. Acum mă întorc la cei care m-au sprijinit mult de tot, care mi-au fost alături și care m-au ajutat în tot ce vedeți asta, după cum vedeți, a fost o activitate, o lansare de carte mai altfel. Și asta datorită celor două doamne de aici. Doamne Cristina, care este, ați văzut,
este așa o dulceață, un mort special. Și mulțumim. Și mulțumim foarte mult. Apoi doamna Corina Mihalache, care, în afară faptului că este un profesor deosebit de la liceul Calatis, al liceului Calatis, și scrie, deci dânsa are și cântă, după cum ați văzut, are compoziții, dânsa are trei volume de poezie și mai multe cărți de specialitate. Este doctor, ca să spun așa, și ați văzut ce tip de analiză face, poate să-ți dea în orice revistă literară ceea ce a scris despre cărțile noastre aici. Îi mulțumesc din suflet. Apoi l-amintesc pe domnul Ovidiu Mihalache. Deci cu domnul Ovidiu Mihalache nu e de glumit. Dânsul este un prozator, un foarte bun prozator. Numai de curând a fost publicat în două mari reviste. S-a publicat proză în Convorbiri Literare și doamnele știu ce înseamnă revista Convorbiri Literare, o revistă care tratează de ani, mulți, sute, 100 și așa. Și revista Plumb a apărut și în alte reviste, deci reviste. Sunt unii care pun pe Facebook niște apariții între niște reviste online și n-au niciun fel de valoare. Dânsul a publicat reviste ale unui scriitorilor și trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. O revistă a unui scriitor nu publică pe oricine. Doamna, de exemplu, Stoicescu știe despre ce vorbesc. Dar dânsul a ajuns, a pătruns în aceste reviste prin talentul lui. Îl felicităm, a publicat anul trecut, mi se pare, Marele Vârteș, o carte extraordinară. Cu un iz istoric, are un dar al povestirii cum puțini scriitori l-au. Scriitori autentici, mă refer, că sunt unii destui care se ilează acolo tot felul de povești. Dânsul este un scriitor adevărat. Și îl felicit și putem să-l felicităm și să-l aplaudăm. Și are în curs apariție o altă carte, o va publica la o editură de la Iași. Acum să mă întorc la o doamnă cu totul și cu totul specială și deosebită. Doamna Cica Staicu, care a publicat, uitați-vă aici, că ajutați-mă, uite și cartea aceea, pune-mi mână. Aceste trei cărți, două ale mele, una a domnului Corean Cârbea, a fost sponsorizate de dânsa. Deci, și să nu și închipuie cineva că dânsa are cine știe ce afaceri extraordinare, n-are hoteluri, de exemplu, că sunt aici atâția proprietari de hoteluri care ar putea să sponsorizeze cultura. Are un plafar. Bineînțeles, este complex, este sau să ne spună mai multe despre așa. Deci eu îi mulțumesc din suflet și numele domnului Gârbea și mereu o să amintesc și o să dau de exemplu, chiar dacă îmi dădea nu știu cum să zic, 20 de lei sau nu știu cum să spun, tot o treceam ca sponsor, adică este un om care iubește cartea și aproape de carte. Și de asta vreau să subliniez. Nu este o simplă afacere sau eu știu ce am mai considerat. Însă are cartea sub. Da. Și vă rog frumos să veniți să spuneți câteva cuvinte, să vă vadă lumea cât de frumoasă sunteți. Și la chip și la suflet. Da.
primul rând vă mulțumesc eu că am avut parte să și să pot să sponsorizez, să vă pot ajuta și să pot ajuta oameni minunați de valoare. Aici nu este vorba de dacă avem hotel sau dacă suntem oameni de afaceri foarte. Trebuie să simți, să simți literatură, să-ți dorești, să iubești arta și atunci, din foarte puțini bani cât îi avea, îi ajut și pe ceilalți. Eu știu că atunci când ajutăm cultura, este postamentul nostru cel mai frumos. Eu iubesc cultura, literatura, oamenii frumoși, oamenii care nu știu să fac prea mari diferențe. Cineva e mai sus, e mai jos, e un pictor mai bun, un scriitor mai bun. Știu că creează și iubesc de acolo, începând de la cel care creează și care creează frumos. Și vă mulțumesc tuturor celor care creează, tuturor oamenilor frumoși care sunteți aici, înseamnă că iubiți cultura și oamenii adevărați de cultură. Mă scuzați pentru emoții, n-am știut cum să trebuiască, să vă iubesc pe toți. Și o să fac cu drag de fiecare dată. Vă mulțumim foarte mult, îi mulțumim și domnului Ionel Rugea. Știți, în mod special pentru orașul nostru, totdeauna prezent acolo unde este nevoie de dânsul, să promoveze toate evenimentele frumoase. Cultura în special a fost mereu alături de cultură, de altul artistic și mulțumim tare mult. Ce să vă mai zic, vă mulțumesc tuturor încă o dată. Și dacă a scăpat pe cineva, că poate nu bat atât de departe să văd, dacă cineva vrea să spun. Eu vreau spun, să spun. Vă rog frumos, chiar mă duc. Bună seara! Sunt fericită că am venit la Băi și că am scăpat de nămoluri și în tot acest nămol al Băilor am florit nufărul poeziei. Această seară a fost cu totul deosebită. De ce? Un naturopat. Deci cineva care ține cu natura nu poate să facă altceva decât să fie natural, să țină cu poezia. Pentru că poezia ține de naturalețea sufletului celui care o creează. A fost o seară a feminității. Sunt fericită că aceste doamne toate s-au întrecut pe sine. Și cu generozitate, și cu poezie, și cu critică literară, și cu muzică, și cu profesorat. Pentru că e mare lucru să promovezi limba română și să duci mai departe prin elevii tăi literatura. Fie că ei creează, fie că ei recită. O seară remarcabilă, pe care n-am sperat că o să o trăiesc aici la Mangalia. Vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc noi cărți și succese pe viitor. Vă mulțumim tare mult, am uitat-o pe Ramona Opriș. Să vă scuzi. O poetă bună, plină de promisiune, așa care o să-ți luată. De pe urmă, cel de pe urmă este cel mai... Te rog să mă ascult, dar zici că nu te-am mai văzut acolo. Așa, și fetelor, celor frumoaselor domnișoare, tot, deci liceul Galatis a fost foarte implicat, de la doamnele profesoare, la eleve, și le mulțumim tare mult celor elevi, frumoase eleve care au recitat aici. Super! Bravo, fetele! Felicitări! Aveți încredere voi și scrieți poezie, așa cum am mai discutat noi pe la bibliotecă, țineți cont că e bine. Și vă așteptăm să fiți viitorul cultural, poetic al acestui oraș. Vă mulțumesc de suflet! Ana, vreau să spun că sunt întru totul în asentimentul tău cu tot ce ai spus și cu toată mulțumirea sunt alături eu. Un mare mulțumesc tuturor.
Mulțumesc fetelor care au recitat foarte frumos și vreau să vă spun că am să vă ofer câte o carte la fiecare dintre voi, deci să nu plecați până nu veți avea o carte de la mine. Vă mulțumesc, ați fost deosebite. Vă mulțumesc tuturor. Da, prezentul sună foarte bine, nu-i așa? Dar în spate acolo este viitorul care sună al naibii de bine. Și mulțumim pentru cărțile scrise care ne-au dat ocazia să ne întâlnim și să ne bucurăm. Le așteptăm și pe tinerele noastre să vină aici în față și să avem bucuria să prezentăm și cărțile lor. Nu se știe niciodată. Eu vă spun un secrețel și apoi o las pe doamna să cânte. Fiți atenți aici. Dacă sunteți de acord cu mine, facem așa. Am prins de la doamna aici de față o mică promisiune, care nu-i chiar promisiune, dar taci, merge și așa, că se va gândi să înregistreze. Acum, complot, nu știe, n-aude. Când cântă, după ce cântă, dacă n-a aplaudat să răsune mangalia, nu mai discutăm. Acesta va fi biletul acela introdus cu ștampilă, promitem că noi suntem alături de dumneavoastră și vă susținem să înregistrați toate melodiile. Ok? S-a făcut? Acum, nu știe nimic, nu știe nimic. Vă rugăm, doamna Corina, ne mai încântați un pic? O singură melodie, într-o notă optimistă, un cântec care era foarte des interpretat și foarte iubit la cenaclul Flacăra. Redevenim copii! Norocul veșnic să te bată, că iar mă simt adolescent, trăind o lecție uitată, incorigibil repetent. Și uite, pleci fără nădejde și mi te smulge adânc din piept. Și carnea mea îmbătrânește cu întregul timp cât te aștept. Reînflorește lemnul porții, pe unde treci, pe unde vii. În fața dragostei și a morții, noi toți redevenim copii. Pe unde vin, în fața dragostei și a morții, noi toți redevenim copii. Și când te-ntorci din întâmplare, în fața ta mă plec umil și cu o mirare foarte mare te văd și redevin copil. Îmi ești când soră și când mamă, când te pierd, ești fata mea. Mereu tăcerea mea te cheamă, mereu tu ești altcineva. Reînflorește lemnul porții, pe unde pleci, pe unde vin. În fața dragostei și a morții, noi toți redevenim copii. Reînflorește lemnul porții, pleci pe unde vin. În fața dragostei și a morții, noi toți redevenim copii. Pe drumul meu podit cu zaruri, la intersecții mai rămân, ca un copil ce așteaptă daruri, dar toți ceilalți îl cred bătrân. Sunt cel ce mai nimic nu știe din tot ce i-aducea folos. Iubirea e o copilărie din care învăț să mor frumos. Reînflorește lemnul porții, pe unde pleci, pe unde vii. În fața dragostei și a morții, noi toți redevenim copii. Reînflorește lemnul porții, pe unde pleci, pe unde vin. În fața
copii, noi toți redevenim copii, noi toți redevenim copii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Ce a fost asta, ce am vorbit noi? S-aud mai bine! Încă o dată! Aia, vă susținem! Da? Să înregistrați cântecele! Am o curiozitate, zic, doamna Ana Ardeleanu a lăudat pe un domn Ovidiu Mihalache. Întrebarea mea este, ați urmat Facultatea de Științe Matematici și Calculatoare? Ca să-mi explic și eu de ce scrieți. A, se confirmă regula. Na, nu, așa ceva. Nu se poate. Și acum, dragii mei, avem niște invitați, am înțeles că din partea doamnei Gica Staicu, care au venit să cânte pentru noi și să-i primim cu aplauze familie împreună, Gabriela, Ciprian și copilul Tudor, da? Să-i aplaudăm și mulțumim că ați avut răbdare cu noi, că așa se lungește când e vorba de poezie, aici ai cu poezie. Așa. Și vă... Bună seara și vă mulțumim din suflet pentru invitație. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră, alături de distinsele doamne. Și eu sunt cadru didactic și eu sunt dascăl. Pe lângă meserie mai facem și puțină muzică. Bine, noi nu avem ale noastre proprii, însă ne bucurăm să cântăm ale marilor noștri artiști pe care îi purtăm în suflet și încercăm să-i ducem mai departe cât putem. Vă mulțumim din suflet pentru invitație. Sperăm din suflet să vă bucurați alături de noi de aceste minunate melodii. Thank you.
Primul dans l-am dansat în nuți de lume, printre flori orhidei și unui dans de mine și descoperi că e simplu să fii fericit. Mai privind, mai mult și cu voră de mi-ai spus, nu uit, nu uit ce ți-am spus. Cu tine voi dansa, cu tine voi dansa. Și nimic mai frumos ca muzica, tot cu dragoste și noi, ca și doamnele aici de față, cu mare dragoste față de artă și față de muzică. Una dintre mine,
și muzică. Una dintre mine care adună în preajma ța numai oameni noi cântăm despre dragoste și noi cântăm despre viață și noi cântăm doar artă se numește. Se numește Dăm viață. Este melodia doamnei Iuliana Crețu. Deosebită, absolut. Vă mulțumim. Mi-amintesc, mă iubeam, mi-amintesc, mă doream, mi-amintesc de mâine, miez de noapte. Mi-amintesc de chipul tău, ce surâdea, cum mă privea, lumini și zbor, speranțe, vise, în suflet să-i vrea. Dă-mi viață iară așa iubire, figură în suflet fericire. Dă-mi zbor înalt spre acea zare, cu cântec dulce de visare. Dă-i inimii câți de iubire, dă-mi viața strop de fericire. Înalță-mi zbor spre acea țară, tu cântec dulce de visare.